Miercuri 13 mai, procurorii DIICOT, structura centrală, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontiere a Aeroportului București-Otopeni, au desfășurat o acțiune pe raza județului Giurgiu, ocazie cu care au surprins în flagrant un lucrător în cadrul Poliției de Frontieră Giurgiu, având ascunse în portbagajul autoturismului pe care îl conducea două persoane, cetățeni sirieni. Procurorii au dispus măsura preventivă a reținerii inculpatului, urmând să fie prezentat Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă. Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, structura centrală, împreună cu ofițerii IGPF, au destructurat în cursul lunii aprilie 2015 cel de-al doilea segment al rețelei care acționa la frontiera de vest, în urma flagrantului organizat în punctul de trecere al frontierei Borș, fiind depistate în semiremorca unui tir 11 persoane, cetățeni sirieni, irachieni și un cetățean palestinian, cu vârstele cuprinse între 4 luni și 51 de ani, care intenționau să ajungă ilegal în Germania. Pe atunci, oamenii legii au arestat 4 membri ai grupării, 3 cetățeni români și un irachian. Suportul tehnic și informativ de specialitate a fost asigurat pe tot parcursul cercetărilor de către Serviciul Român de Informații și Departamentul de Informații și Protecție Internă.